Le puteai aduce aici un televizor, tu, să nu se plictisească atâta. Angajez orchestră de aia spaniolă, mariachi, cu chitări, cu pălării, cu tot, să facă și un cascador, să facă aici tumbe. De ce crezi? Numai uite aici, televizor. Pe peretele ăsta, ai putea să pui un televizor și să pui numai videouri cu tine. Cu mine? Da. Am crezut că cu tauri și cu țapi și cu nu, păi vieri. Ar fi mai fericită, că te iubește mult. Că dacă animalul nu-i foame, și caprele. Lor că nu li foame, mă caută și ciugulesc cu o frunzuliță din acolo, din vârful pomului și de acolo și iarba-i pe jos și ele zrod coaja de la mărul pomul furpifer care ție îți face fructe. Așa fac caprele. Și gibolița face la fel. Că gibolul de-aia a fost preferatul românilor și a țăranilor, pentru că nu era un animal pretențios. Îi dădeai și cotoarele și tuleele de la porum, știu că le mai dădea bunica când nu avea foarte mult fân. Uriașule, s-o fac cum mare. Ce tare frumos. Și-l văd că e mai deștept și mai așa, să uită la mine ca și cum. No! Zi! Ce facem? Avem aici o capră care s-a întors. Ce înseamnă că s-a întors? Adică nu s-a montat la prima tentativă. Și povestim un pic despre asta astăzi, pentru că în perioada de toamnă trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că caprele sunt montate toate. Dacă lași țapul tot timpul între capre, el se epuizează și nu mai poate să le monteze. Sigur că e mai avantajos să fie țapul tot timpul acolo, sau mai mult sap dacă e un efectiv mai mare de capre, pentru că atunci ei își fac treaba și le verifică și le montează din nou la 21 de zile dacă se întorc. Însă felul cum eu practic treaba asta este atunci când am văzut semne că toate caprele mele, anul ăsta fiind 7, 9 cu cele două vătui, când am văzut că toate cele 9 aveau semne de muntă, adică țapul le sărise deja odată, am scos sapul de la ele ca să-i dau un pic de timp de recuperare și de revenire, pentru că el a slăbit tare mult. Și tocmai din cauza asta, într-o dimineață am văzut-o pe Fifi că băuna foarte mult, cum zic eu, striga, țipa, se uita în coace, se tăsuia acolo pe baloțe aia și se uita după țap. Și nu mai fost nevoie, dar pentru începători, dacă vedeți o capră că e agitată, trebuie să vă uitați pe dinapoi, să vedeți aparatul reproducător, dacă e inflamat și așa. Și trebuie dusă din nou la țap. Și dacă dă mult din coadă, nu? Da. Și dacă o capră e agitată în perioada de muntă, după ce credeți că, deci după ce s-o cotiți cu o capră vimontată și ea devine din nou agitată, țipă mult, dă din coadă, caută cu privirea țapul, dacă aveți țap cum avem noi aici, imediat am luat capra și am băgat-o împreună cu țapul și problema s-a rezolvat. Dacă nu aveți țap, trebuie să știți că trebuie să o duceți din nou la țap, altfel ea nu va făta și o veți ține toată iarna cu mâncare și nu vei avea nici lapte anul viitor. Pe ea, cum am băgat-o la țap, o și sărit-o țapul din nou. Am lăsat-o toată ziua, să mă asigur că e treaba bine făcută, că e montată. Și acum o să o bag din nou la locul ei împreună cu caprele. Țapul iarăși intră la repaus. Și dacă mai avem rateuri, o să revenim la dumnealui. Dar cam asta e treaba. În perioada asta de toamnă, e foarte important să urmărim caprele, să ne asigurăm că sunt montate și cea mai sigură metodă să știi că sunt montate e că nu se mai întorc și nu mai intre din nou în căldură. Că țapul ăsta, de exemplu, Bruno, din rasa anglo-nubian sau metis de anglo-nubian, ar zice unii, el e foarte agitat și el le-ar tăsări și le-ar tămonta și le-ar tăturmări și dacă nu-s gestante. Tocmai nu, de aia. Și dacă nu sunt călduri. Și dacă nu sunt călduri. Tocmai de aia trebuie să îl luăm la o parte dintre capre când și-a făcut treaba, pentru că dacă nu, va muri de epuizare. Hai să merem de aici, că ți-a ajuns. Dar cred că ea să ia singură. Hai să merem de aici, că ți-a ajuns. Și lăsăm tatăl. Poftiți, doamne, afară.
te atacă măriuca. Știe că n-ai ce căuta aici. Unde vrei să mergi? Hai, ia la loc. Ia la loc. Deja îi pare rău la țap că am luat capra de acolo. Deja plânge după ea. Suntem tare curioși să ne spuneți cum procedați voi cu țapul. Cum vă asigurați că vi-s montate toate caprele? Și, în general, lucrurile astea în perioada de toamnă, cum stați cu situația? Aveți pregătită mâncarea pentru iarnă, pentru toate animalele? Vi-s montate toate caprele deja? Și scrieți-ne în comentarii, pentru că pentru noi activitatea asta de YouTube e destul de singuratică. Văd că la videoclipurile noastre se uită mii de oameni, dau like-uri câteva sute și comentează câteva zeci. Ne-ar plăcea să comentați mai mult, să ne spuneți părerile voastre, pentru că în felul ăsta aflăm și noi de la voi câte ceva. Ne interesează să auzim părerile și celor care stau la bloc sau la casă, fără să crească animale în momentul de față. Pentru că ne interesează să știm ce părere aveți de informațiile pe care vi le transmitem noi. Vi se par prea tehnice. Prea tehnice sau vă plictisim cu detaliile astea, că pentru noi informațiile pe care ni le dați voi ne ajută să devenim mai buni în conținutul pe care îl facem pentru voi. Așa că chiar dacă stați la bloc sau la oraș, vă uitați la noi doar cu melancolia asta de a își reaminti omul copilăria sau perioada când o crescut la țară, sau chiar vă interesează lucrurile astea. Noi vom continua în același stil pe care îl avem și e greu. E greu să schimb ceva la un om, dar noi ne-am făcut o cărare bătătorită și cumva ne place să vă arătăm experiențele noastre la țară, să vă împărtășim din informațiile pe care le avem din creșterea animalelor și noi ne facem treaba oricum. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că v-ați uitat la acest video și la acest video până la final. Avem nevoie de like-urile voastre, de distribuire eventual și abonați-vă dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, pentru că noi vă arătăm viața reală de la țară, din Maramureș. Știi că ne gândeam noi la început într-un moment că ce fain ar fi sau cum ar fi să primim oameni în gospodărie și oamenii să socializeze cu animalele astea noastre. Cu pisicuțele ar putea socializa, că astea sunt foarte sociale. Caprele la fel sunt curioase și foarte așa. Dar măriuca am văzut că reacționează ciudat. La unii oameni reacționează foarte pașnic și ea fiind bivoli, fiind în general niște animale timide așa și retrase și cumva foarte posesive pe teritoriul lor. Uneori face frumos, adică doar privește și analizează ce se întâmplă și cine a venit. Alteori face de parcă, am unde batem. Da. Deci în privința asta cu bivolii, mai bine de admirat de după un gard electric. Perimetru de gard electric. No, ce facem? Dar ce liniștită ești tu când te văd că stai așa. Le-ai putea aduce aici un televizor tu, să nu se plictisească atâta. Angajez orchestră de aia spaniolă, mariachi, cu chitări, cu pălării, cu tot, să facă și un cascador, să facă aici tumbe. De ce crezi? Numai uite aici televizor. Pe peretele ăsta, ai putea să pui un televizor și să pui numai videouri cu tine. Cu mine? Da. Am crezut că cu tauri și cu țapi și cu nu, păi ar fi mai fericită, că te iubește mult. Mă iubești, Măriuca? N-aș zice. Câteodată poate. Îți place pălăria mea? Ia că mi-am schimbat pălăria asta, ți-o place mai bine? Nu mi-o țipa! Ia, mi-ai murdărit-o. Poți să-ți schimbi acum thumbnail-ul. Hai să ne facem o poză, Măriuca. Pune-i pălăria la Măriuca. Ia!
Da, ți-ai dat seama că ți-e pe cap. E un pic cam udă. Iubite. Iubite. Gata. Apoi nu știu ce-i face, cred că îi pune vreo 10 kg până în vara viitoare. Cine? Tu! De ce? După ce începe să-ți dea lapte, numai lapte îi mânca. Și ăsta e gras. Trebuie să-ți faci abonament la sală. Când mă satur de mâncat lapte, îl beau. La noi la Cluj și în zona Maramureșului, laptele se mănâncă dacă n-a știut. Nici nu musai cuptită. Îl mănânci direct din cană. Da, chiar. Hai să vină chiar. Tu ce pisca? Dar chiar ce interesant cum a fost înțelepciunea bătrânilor, vezi tu cum au vorbit. Ce mâncă mamusarea? Mânca o cană de lapte. Pentru că e atâta de hrănitor și atâta de gras laptele ăla, că practic mănânci o masă bună dacă bei o cană, două de lapte. Toațele astea de balot, așa le-ai știut recicla, refolosi, așa. Reutiliza. Așa. Peste tot folosești ațe de balot. La lega pătrunjel. Din cauza că-s foarte la gardă la eduțe. Sunt foarte multe, așa e? Sunt foarte la îndemână și le ai. Le ai aici. Da, am acolo și bandă și cleme ca să le fac la capre și la eduțe curelușă, da. Aștept să vină iarna, poate avem mai multă vreme. Aștept să ai timp. Acum, în perioada asta, i-am cumpărat mălaiul și o să vedeți în videoclipurile viitoare cum am lucrat cu porumbul și ce am făcut cu el. Dar avem de lucru pe afară. Până mai ține vremea cu noi, lucrăm pe afară. Un pic de praf încă este în fânul ăsta, deși nu-i mucegăit deloc, dar cum l-o strâns cu balotiera mare, rotundă, să mai adună și un pic de praf. Dar pe lige stuul acum, ce faci, că nu mă... Le bag acolo plin, eu așa fac. Îl trage sub ea aia. Măriuca nu-l trage, că eu de-aia l-am plin mai încolo. Nu măriuca, cabrele. Da, nu pot să trage. Le place de nume. No, măriuca, nu mă împinge. Măriuca! Îl mai învârte și îl trage jos și pe când vin sara îl iau și îl pun înapoi. Dar ce e aici? Cum o zis unul că nu știu de la cine o căpătat un câine și nu tare mânca câinele. Dar zice, dă-l încoace că ți-l tomiesc eu. Să-l fac să mânce și piare pădurețe. Ce-a făcut omul? Pe când a venit stăpânul după câine, o zis, du-te, dai niște pere pădurețe. Pe când le-au aruncat, o sări câinele pe pere pădurețe, le-au mâncat, le-au devorat. Păi ce ai făcut? A legat de pomul, ce-l aș mi-a mai dat drumul. Când i-a fost foame, i-am dat niște pere pădurețe. Și de acolo încolo au mâncat câinele tot ce i s-a dat. Că și animalele sunt biciznice. Dacă le dai numai salam și șuncă, am văzut eu câini, numai din conservă mâncau, nici măcar babele de câini nu le mâncau. No, păi învață-i tu pe câini cu salam și șuncă, tu mâncă numai caviar și apoi te plângi că de ce n-ai bani și nu ești
n-ai unde ce hodini, nu ne spune capul. Deci înțelepțiunea din bătrânii, cam asta îi. Animalul trebuie să mânce ce-i se dă. Unu-i dai... M-ați înțeles ce vreau să zic. La noi animale nu sunt mădărite. Îi le dăm ce putem și ce avem fânul pregătit. Bine, muncii acum nu exagerăm, că nu le dăm fân mucegăit, că să îmbolnăvesc animalele, știm, face păi, diferența, da. Asta am zis mai devreme. Da. Nu mai repetăm. Fânul nostru știm cum e. Dacă bivolița se trezește că nu îl tare place, notă-te la el, pun înapoi, până îl mâncă de foame. Că dacă animalul nu-i foame, și caprele, lor că nu-i foame, îl mai caută și ciugulesc cu o frunzuliță din acolo, din vârful pomului și de acolo și iarba-i pe jos și ele îți rod coada. De... Iarba-i pe jos și ele îți rod coaja de la mărul pomul furtifer care ție îți face fructe. Așa fac caprele. Și bivolița face la fel. Deci așa că animalele cum le înveți, așa le ai. Doamna de-aia, acum, până o fătat, i-au mâncat numai iașenii. Se poate apuca acum din ce am pus la capre și în cea mai mare parte, după ce gata caprele de acolo, la ea vine restul. Să se învețe să mânce și mâncarea proastă, că dibolul de-aia a fost preferatul românilor și a țăranilor, pentru că nu era un animal pretențios. Îi dădeai și cotoarele și tuleele de la porumb, știu că le mai dădea bunica când nu avea foarte mult fân și... Sigur că după tuleaie de porumb nici nu avea foarte mult lapte de la el. Dar e vorba că nu trebuia să mergi tu să cumperi sau să te târguiești cu nu știu cine sau să vinzi porcul. Sau să vinzi porcul pe care vrei să-l bagi în ladă ca să ai ce să dai la dibol de mâncare. Nu! Animalul mânca ce avea și ce se putea și cu așa au supraviețuit, așa au supraviețuit bătrânii noștri. Și vremurile nu sunt așa grozave, nici acum. Cine nu se învață să trăiască cu mai puțin, nici cu mult nu poate trăi. Sigur că noi vorbim din perspectiva noastră, de țărani noi apăruți la țară. Chiar dacă suntem de 10 ani, noi suntem vinituri aici. Și n-avem mult pământ, n-avem parcele mari cu lucernă și deși am încercat să punem suprafețe, așa am făcut investiții, am făcut cheltuieli și nu s-a făcut lucernă. Din diverse motive. Atunci ce să facem? Să... Ne descurcăm cum putem și nu ne plângem la nimeni. Asta încercăm noi să vă arătăm pe videoclipurile noastre, că animalele noastre sunt bune și nu sunt mădărite cu mâncare de specialitate și totuși avem o producție bună, chiar foarte bună, comparat cu alte animale la lapte și la alte produse. Mai avem zăr, curcelașii ăștia. Mai crescut curcei ăștia. Minte, nu-ți mai încap aici. Am un până aruncă pe ăsta. Dacă ne-am dat seama că nu mai încap și să face decembrie și luăm toată celălaltul mare... No, nu sorbiți așa tare, mă. Să vă faceți demninul. Dacă nu-l mai încăpea, eu mă gai acolo și închidem înăuntru. Lasă purcei, mai vii tu la ei. Hai, lasă făină, că ți-am dat cereale. Haide, haide. Haide, haide. Să mai trebuie o tură, așa? Hai, hai. Se ducea ploua mare. Și acolo un nor mai gros. Hai, mă, duc. Apoi am vine și o-i băga-o, dacă... Hai,
stă mai întreabă cât de unul în comentarii că unde e gruia. Ia gruia aici după graj, are un lanț lung, lăsați în vârche după cireșul ăla și vine înapoi. În timpul zilei îi dau drumul și în toată dimineața face niște ture. E zici că... Bă, uriașule! Nu, uite ce de ciuperci ai aici. Am ciuperci. Am și ciuperci, numai că nu mi le face nimeni la tigaie. No, hai mă încet, că toată ziua îți dau de mâncare. Nu crede lumea că tu n-ai mâncat de luni, de zile. Uriașule, s-o fac mare. Ce tare frumos. Îl văd că e mai deștept și mai așa, să uită la mine ca și cum. No, zi, ce facem?